Ioana Mihailă, medic și secretar de stat în mandatul lui Vlad Voiculescu, este propunerea USR Plus pentru funcția de ministru al sănătății. Propunerea a fost înaintată premierului Florin Câțu. Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor, a anunțat Mihailă imediat după nominalizare. De altfel, președintele Claus Iohannis a vorbit despre noul ministru al sănătății, care, potrivit acestuia, va fi investit în această seară. Decizia a fost luată în ședința de miercuri dimineața a conducerii alianței după ce coaliția a pus capăt crizei generate de demiterea lui Vlad Voiculescu. Ioana Mihailă este secretar de stat în Ministerul Sănătății din luna martie. Ea a crescut în minister la umbra lui Voiculescu, așa că cei doi și-ar fi dorit să fie împreună la minister. Pe pagina Ministerului Sănătății nu apare CV-ul său. Informații pot fi găsite pe un cont social și pe o pagină web folosită în campania electorală pentru alegerile locale. Conform acestor surse, Ioana Mihailă este medic endocrinolog din 2011. Ca studii regăsim Facultatea de Medicină în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca și cursuri ale Societății Europene de Endocrinologie. În 2020, Ioana Mihăila a candidat din partea USR Plus pentru primăria Oradea. Timp de 5 ani a fost membru PNL Bihor, dar fără să fie activă. Ea a început să se implice activ în politică în 2018, când a aderat la platforma a România 100, iar mai apoi la Partidul Plus. În Ministerul Sănătății, Ioana Mihăila a trebuit să se ocupe de atragerea de fonduri europene, dar până în prezent nu a reușit nimic și președintele Claus Iohannis a vorbit despre criza din sănătate. Semnalul de alarmă este clar, e nevoie de reformă, trebuie să intervenim, trebuie să facem spitalele mai performante, mai sigure și despre aceste lucruri voi vorbi mai in extenso, probabil în această seară, când cred că vom avea ceremonia pentru un nou ministru al sănătății. În ceea ce îl privește pe fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, surse politice spun că acesta nu va fi nici consilier onorific al succesorului său. Decizia aparține celor de la USR Plus și vine după ce Voiculescu s-a autoimpus în discuțiile din coaliție pentru funcția din care a fost demis de premierul Florin Câțu.